Și anul trecut, Marea Neagră s-a înroșit peste noapte. Atunci, specialiștii au stabilit că de vină a fost o argilă bogată în fier. Se pare că și de această dată colorarea mării în roșu este cauzată de un sediment argilos. Iar am intrat într-o porțiune de apă roșie. Toată coasta, până la Mamaia, sunt o grămadă de porțiuni, deci nu cred că este poluare. Zonele sunt mult prea mari. Și nu sunt hidrocarburi, cu siguranță nu sunt hidrocarburi. Foarte interesant. Înflorirea algală pare să fie exclusă de specialiști și asta pentru că deocamdată temperaturile sunt încă scăzute. Marea Neagră are câteodată și o culoare mai deosebită, roșiatică, și de regulă este o explozie algală. De data asta, în condiții de temperaturi foarte scăzute, este puțin probabil să avem de a face cu o astfel de dezvoltare a algelor, ci mai degrabă de o expunere, de o agitație a fundului mării pe care s-a depus în urma lucrărilor de extindere costiere, de extindere a plajelor, s-a depus un sediment argilos. Iar această argilă roșiatică generează o colorare, o oarecare modificare a aspectului coloristic al mării, fără să aibă vreo implicare deosebită. Firește că biologii se pot gândi la efectul asupra biotei acvatice, fiindcă firește, această argilă poate bloca circulația unor sisteme biologice și poate chiar colmata anumite zone de dezvoltare pe fundul mării ale algelor, ale altor animale acvatice. O altă variantă ar fi apariția unor alge roșii, însă la noi acestea nu apar foarte des și se formează când apele sunt calde și bogate în nutrienți, ceea ce deocamdată nu este cazul. Un fenomen asemănător s-a mai produs în Marea Neagră în urmă cu câțiva ani în Crimea.